realitatea fără sponsorii acestui memorial, acestui care de box, facem la chestiile de BSI Express, Fama Plus și Divistar. Mulțumim de sănătate și către organizatorii acestui care, către Vasile Nistor și către doamna Elena Nistor. Mulțumim pentru tot concursul dat la bună desfășurare a acestei competiții și ne pregătim de prima luptă din întâlnirea de zăzată copiilor, 5 lupte tip școală, lupte fără decizie, lupte de micuți sportivi care pășesc pentru prima dată de mulți străini, așadar, vor fi lupte de 3 divizii acolo pentru fiecare divizie. Așadar, 5 lupte programate de întrecerea copiilor. În atenția antrenorilor, casa și mănușile de luptă vor rămâne la toți. Așadar, pentru toți antrenorii care vor asista sportivii la toți, la finalul fiecărui lupte, casa și mănușile de luptă la colțurile ringului. În atenția antrenorilor și sportivilor, premierea copiilor din ring se va face în zona mesei trofee, așadar premierea sportivilor se va face în zona mesei pregătite cu trofee și șuvă, pentru a finaliza această gală în prima luptă a acestei gale. Se întâlnesc în colțul roșu, reprezentând acești șocuri sfânticești, bucătarea la Andrada. În colțul albastru, reprezentând Academia de Boxe, George Long Boxe, Promoce, București, Marie Jacqui. Conduce lupta Mărin Osman Dragos, arbitru național 3.
Este momentul în care trebuie să le aplaudă astea de către pentru că avem și un mic sindicat. Eliberați timpul, urmează pizza a doua. Lupta numărul 2, în întrecerea copiilor, luptă de șoare, va fi condusă în linia de la Olimpiada Neamț, FE.A. În linie de categorie 30 de kilograme copii, de până la 3 ediții a 1 minut, se întâlnesc în colțul roșu, reprezentând grupul sportiv din Potoșani, Ionuță Mihai. În colțul la pas, reprezentând CSM Roma,
Haideți să